Salutare prieteni și bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube. Astăzi vin în întâmpinarea voastră cu un nou haul. De data aceasta este vorba despre Kick. E bine, nu știu cum sunteți voi, dar eu m-am cam panicat un pic în legătură cu toată situația asta ce se petrece în lume și de teama de a nu ne închide în casă și a rămâne fără decorațiuni de Crăciun, m-am luat și m-am dus la Kick să-mi fac plinul, să zic așa, nu că n-aș avea suficiente, dar știți cum e, în fiecare an ne place să ne reînnoim decorațiunile sau să adăugăm la ceea ce există deja. Am fost la Kick, am cumpărat câteva lucruri, nu sunt neapărat în totalitate lucruri pentru Crăciun, dar m-am axat pe această categorie. Am aici un Ditai Nice Bag cu Nice Things. Sunt majoritatea lucruri de la Kick, dar câteva bucățele sunt și din alte părți, alea vi le voi prezenta undeva la sfârșit, pentru a vă ține așa în suspans. Bun, înainte de a merge mai departe, am văzut că haul-ul de la Pepco v-a plăcut foarte, foarte mult și ați reacționat pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceasta. În cazul în care vă face plăcere să petreceți timp pe acest canal de YouTube, m-aș bucura enorm dacă ați lăsat câte un like din când în când și, bineînțeles, dacă v-ați abona acestui canal de YouTube și ați apăsa și pe clopoțelul acela, știți voi, pentru a fi notificați de fiecare dată când postez. Pentru că pe mine una mă ajută foarte mult. Bun, nu mai lungesc. Gata. Începem. Nici nu știu ce să scot de aici. Am luat așa. 3 bucăți hârtie de împachetat cu motive de Crăciun. Opa, brazii ar trebui să stea așa. Pe 3 culori diferite și pe astea am pus-o cu dosul. Fiecare din ele a costat, stați că vă spun îndată, 2 lei. Deci 1,99 lei, 2 lei. Le-am luat pentru că doresc să fac un decor de Crăciun. Împreună cu soțul meu am și terminat proiectul șemineului. Am confecționat, să zic așa, împreună un șemineu pe care îl veți vedea pe Instagram dacă mă urmăriți în pozele de Crăciun. Și pe lângă șemineul acesta am doresc să fac câteva cadouri pe care le voi împacheta în aceste hârtii. Avem această lampă electrică, care arată atât, atât de bine și a costat numai 10 lei. Deci asta merită să o iei, să o pui pe balcon, egal că e Crăciun sau nu e Crăciun, e ceva super fain. Vine cu baterii, n-are baterii. Stați așa să-i pun niște baterii. Trebuie desfăcut aici cu o mică șurubelniță pe care nu o am la îndemână, așa că și pe asta o să o vedeți tot în pozele de Crăciun. Am mai cumpărat pentru cadouri acest set care conține de toate. Fundițe, bentițe, tot ce vreți. Deci tot ce vrei pentru a împacheta civilizat și frumos un cadou. Și acestea a costat doar 8 lei. Am ales această culoare pentru că se potrivește cam cu toate hârtiile cumpărate acolo. Da, e fain. Îmi place care sparkle stripiciul ăsta. Ok. Am mai cumpărat și 2 bucăți de stickere. Ăsta este unul din ele. Merry Christmas și vine oarecum așa în relief 3D ar vrea să fie el, dar da. Așa și ăsta cu omuleț de zăpadă și fulgi. Astea au costat 10 lei bucata. Dar sunt așa de drăguțe. Chiar îmi plac. Unde să le pun și pe astea? În continuare am mai cumpărat o cizmuliță foarte, foarte simplă pe care m-am gândit că o să o pun undeva acolo la șemineu, dar poate o să-i găsesc altă întrebuințare și poate o să-i aplic aici ceva, pentru că e foarte, foarte simplă, dar a fost foarte, foarte ieftină. A fost numai 3 lei. Deci nu puteam să o las acolo la bănuții ăștia, sincer. Ok? Am mai cumpărat și un săculeț cu moș. Soțul meu mi-a zis că a pus ren. El a ales săculețul și a zis că a pus ren. Dar l-a pus pe Moș Crăciun. Da, very smart. 3 lei acest săculeț. Nu știu ce o să fac cu el.
Da, ceva o să fac, că e tare drăguț. Am mai cumpărat și o pungă de zăpadă, tot pentru decor, nu știu, pe șemineu sau pe braț sau, nu știu, o să văd eu, dar e tare, tare drăguț, vine așa cu steluțe, e tare fain. Și ăsta a fost 4 lei. Tot din categoria Crăciun, din alte părți, am mai cumpărat așa. Asta e că mai am de la Kik. Am cumpărat și acest set de lumânărele, care vin cu baterii. Sper să fie faine. Au fost 4 lei. Da, vin aici cu baterii. Nu știu dacă au ele bateriile lor sau trebuie să-i pun eu baterie. Am să studiez problema, să văd. Nu știu. Ok. Tot din categoria Crăciun, dar din alte împrejurări, am mai luat și aceste două figurine decorative. Le-am luat de la Mobil Acasa și sunt reduse cu 50%. Au fost inițial 4 lei și eu le-am luat cu 2 lei. Prea drăguțe ca să le lași acolo. Mult prea drăguțe. Acum, poate ar mai trebui să-i pun un pic de lipici, că îi pică picioarele la ursuleți, dar e ok. Tot de la Mobil Acasa am mai cumpărat pe grăsanul ăsta, ia să-l vedeți voi pe grăsan. Ia uite-l, ia uite-l pe grăsan. Ce simpatic e el! Ce simpatic e! A fost 50 de lei, cred că a fost ultima bucată, inițial nu știu ce preț avea, dar era redus, oare nu-i scrie? A, uite că îi scrie aici pe fund. A fost 100 de lei și redus la jumătate vine 50 de lei. Probabil din cauza că a fost ultima bucată sau nu știu, pentru că nu-i găsesc absolut niciun defect. E perfect. Am să-l pun și pe moșulică, ia uite pe aici pe undeva. Și mai am o ghetuță foarte mare. Asta este de la Dedeman. Tare, tare frumoasă ghetuța asta. Mi se pare că a fost 15 lei, n-are prețul afișat, dar a fost 15 lei. Bineînțeles, mai trebuie cizelată un pic, că uite, îi cad toate cele, dar în principiu este foarte drăguță, foarte, foarte drăguță. Ia uite, ce frumoasă e! Unde sunt mai înghesu și pe asta? Ok, și acum trecem la o altă categorie, tot din Kik, pentru că v-am spus că n-am făcut numai cumpărături de Crăciun. I-am cumpărat și lui Bebe câteva lucruri și vreau să zic că a fost pentru prima dată când am căutat lucruri de bebeluș la Kik și au niște prețuri foarte, foarte faine. Ia uite, spre exemplu, bumbac organic, 4 bucăți de body, albe, simple, la... Au fost foarte ieftine. La 25 de lei. Eu zic că e un preț foarte, foarte bun, mai ales dat fiind faptul că este bumbac organic, sau cel puțin așa s-ar vrea a fi. Dar e ok la atingere. L-am luat pentru 6-9 luni, pentru că toată familia îmi spune că am deja o grămadă și o grămadă de body-uri și hăinuțe și așa mai departe pentru perioada de spital și primele săptămâni și nici măcar nu va apuca să le poarte, așa că am început să iau lucrușoare mai mari care să-i fie bune mai încolo. Tot din categoria body, un alt body, tare, tare drăguțel și acesta este 6-9 luni și a fost numai 4 lei. Păi cum să nu iei la 4 lei, dar nici măcar nu m-am uitat din ce-ai făcut. Poliester nu cred că e, pentru că nu se simte urât. Ia să vedem aici pe etichetă. Ar trebui să ne spună din ce e făcut. 99% cotton, deci bumbac. 4 lei. Păi știți cum se zice vorba aia? Ăsta e de pomană. Tare drăguțel. Un alt body, acest body l-a ales tăticul lui, pentru că are un mesaj tare haios. Super cool baby, da, cu siguranță va fi super cool baby. Și mă gândesc că și acesta este făcut tot din bumbac, e din bumbac și vă mirați sau nu vă mirați,
4 lei. Chiar îi spuneam soțului meu că atunci când vine vorba de body-uri, cel puțin, îmi plăcea să merg la Pepco și am cumpărat de la Pepco o grămadă, dar ia uite că am descoperit Kiku, care este mult, mult mai ieftin la această categorie. Da, foarte faine achiziții. Și în final, pentru că va fi iarna atunci când el se va naște, i-am cumpărat și o pereche de mânușele care sunt așa de fluffy și așa de drăguțe. Astea au fost, zice, 3-6 luni, nu-i vai, că el le-a folosit și mai repede, că la 3 luni deja n-o să mai fie iarnă. Astea au fost 8 lei. Așa sunt de fluffy și de drăguțe, le iubesc. Cam acestea au fost lucrușoarele cumpărate de la Kik și nu numai de la Kik. După cum ați văzut, lucrușoare de Crăciun cumpărate și din alte locuri. Sper că v-am inspirat. Poate că v-au plăcut produsele acestea și veți merge și voi să le achiziționați, măcar știți ce prețuri sunt, ce puteți să găsiți și așa mai departe. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la final. Vă pup și vă îmbrățișez și să ne vedem cu bine data viitoare!